Dragii mei telespectatori, aș vrea să fac o scurtă, scurtă recapitulare a ideilor pe care le-am studiat în săptămâna trecută. Pentru cei care ați fost alături de noi, vă reamintesc, iar pentru cei care nu ați văzut emisiunea de marți trecută, vă informez că am vorbit despre odihnă, Geneza, capitolul 2, primele versete, unde Biblia spune că Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea sa în ziua a șaptea. 6 zile Dumnezeu a creat toate lucrurile, de la cer și pământ, apă, animale, păsări și așa mai departe, iar în ziua a șaptea Dumnezeu a creat odihna. Și am văzut că nu este vorba despre odihnă fizică, ci despre una spirituală care se materializează în primul rând în închinare. Iar în acea zi a șaptea, care a fost și prima zi a lui Adam, un tinerel adult de câteva ceasuri, vârstă de câteva ceasuri, Dumnezeu l-a învățat pe Adam să se închine Creatorului Său printr-o odihnă activă. Cam acestea au fost ideile principale ale emisiunii din seara trecută, din ocazia trecută. Aș vrea, domnule pastor, să facem un pas mai departe. În Geneza, capitolul 2, haideți să recitim versetul, da? Ca să reluăm, să legăm emisiunea aceasta de emisiunea trecută. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, dacă simțiți nevoie, puteți să urmăriți în Biblie dumneavoastră acasă, Geneza 2:2, în ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Versetul 3 pe care studiem în seara aceasta, Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Următoarea expresie care ne interesează și care este relevantă din punctul meu de vedere este Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea. Ce înseamnă lucrul acesta? Ce trebuie să înțelegem noi când citim scurt un rând, dar foarte plin de semnificație? Dumnezeu a binecuvântat. Da. Pentru că ne vom concentra asupra acestui cuvânt, aș vrea să înțelegem semnificația. Vă rog. Și decât 1000 de cuvinte, mai bine o imagine. În Geneza, capitolul 1, găsim de două ori binecuvântarea lui Dumnezeu. Prima dată a fost rostită asupra animalelor. Iată, de exemplu, ce scrie în Geneza, capitolul 1, cu versetul 22. După ce a făcut Dumnezeu animalele, a zis, Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor și să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a cincea. În ce constă binecuvântarea de aici? Dumnezeu a rostit de bine, cu alte cuvinte, și se vede că binecuvântarea aceasta a constat în ceva ce înseamnă viață, prelungirea vieții. Pentru că binecuvântarea de aici și creșteți, înmulțiți-vă, înseamnă generații după generații care se vor înmulți pe pământ. Binecuvântarea lui Dumnezeu, printre altele, se materializează și în perpetuarea vieții. Exact, exact. Și în... Practic în viață. Am putea rezuma foarte simplu. Viață. Binecuvântarea înseamnă viață. Foarte frumos. Așa. La fel s-a întâmplat în legătură cu omul. Să vedem versetul 28 din același capitol. După ce Dumnezeu a făcut pe omul, bărbat și femeie, Scriptura spune Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Aceeași treabă ca este același lucru, binecuvântarea înseamnă viață. Iar acum întâlnim un lucru extraordinar. Pentru ziua a șaptea, despre care se spune Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea în ziua șaptea. În ce sens și-a sfârșit-o? Pentru că în ziua șaptea Dumnezeu a creat ceva, a făcut ceva. Și ce a creat s-a răspuns și am răspuns în emisiunea trecută, a creat odihna. Odihna care înseamnă închinare, forma cea mai înaltă a odihnei, din câte tipuri de odihnă există cunoaștem. Și cunoaștem noi. În această odihnă, Dumnezeu a spus, este viață.
Și în așa fel este creată această odihnă încât să dea viață. Tocmai vreau să vă întreb, animalele și omul sunt binecuvântate pentru că sunt niște organisme vii. Exact. În timp ce aici e vorba despre o zi. Este, nu e vie, nu e un exact. Organism. Cum de se asociază binecuvântarea? E vorba de viață spirituală, o viață care izvorăște din ascultarea de Dumnezeu și din a fi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru că încă o dată venim acolo, de ce ziua a șaptea? De ce s-a oprit Dumnezeu în ziua a șaptea? De ce s-a odihnit în ziua a șaptea? Pentru că așa este Dumnezeu, noi o altă logică nu găsim. Ăsta este Dumnezeu, ăsta e caracterul Lui. Așa este El, personalitatea Lui. Iar Dumnezeu este viața în sine. Ori toți cei care îl urmează, îi copiază modelul, toți cei care sunt după chipul său, se odihnesc în ziua a șaptea. Și în felul acesta primesc binecuvântarea vieții, care nu este în altă parte. Lucrul acesta e foarte interesant. Cum poți să-ți dai seama de această binecuvântare? Doar experimentând odihna respectivă. Ce frumos! Mulți oameni întreabă, ce-i cu ziua aceasta? De ce voi? De ce trebuie să o ținem? De ce a socotit Dumnezeu să o pună între cele 10 porunci? Pentru că în ea este viață. Pentru că a păstra această zi înseamnă a primi binecuvântarea vieții. Oamenii care pun această întrebare, e normal să o pună, pentru că ei niciodată n-au simțit această binecuvântare. E ceva inexplicabil. Da? E ceva ce poți spune în cuvinte, dar niciodată nu va trăi omul, nu va înțelege din propria explicație. Dumnezeu spune, veniți și gustați ce bun este, ce bun este Domnul. Ce dacă este un cuvânt, dacă este un cuvânt în Scriptură, el poate fi experimentat. Iar aici Dumnezeu ne spune că Adam, împreună cu el, în ziua aceea odihnindu-se, au simțit acea bucurie care vine din odihnă, Adam a simțit acea bucurie care vine din închinarea față de Dumnezeu și a simțit ceva, o realitate. Iar a venit atât de bine binecuvântarea lui Dumnezeu. Ca să vorbesc acum dintr-o altă perspectivă. Vreau. Binecuvântarea, atunci când se oferă, nu se rezumă la o singură persoană, ci ea include orice persoană care ascultă. Cu alte cuvinte, binecuvântarea se prelungește extraordinar de mult și singura condiție este să asculți, să intri în acea odihnă de ziua a șaptea. De ce spun acest lucru? Observați ce s-a întâmplat cu viețuitoarele, păsări, pești, animale, inclusiv omul. Dumnezeu a rostit o binecuvântare asupra lor și iată, binecuvântarea durează până astăzi. Acolo n-a fost nicio condiție. Ele au fost făcute și Dumnezeu peste viețuitoarele vii a rostit această binecuvântare. Aici este un lucru interesant. Binecuvântarea vine și are o condiție, să te odihnești în ziua aceasta. Doar în felul acesta poți intra în binecuvântare, poți fi părtaș acestei această binecuvântare. Binecuvântare, care nu este una teoretică, ci este una practică, foarte concretă, practică, da, are două aspecte din câte înțeleg eu. Deși sensul cel mai înalt al odihnei este închinarea, așa cum am văzut data trecută, totuși noi suntem oameni, nu suntem Dumnezei. Haideți să luăm lucrurile așa mai de jos, de la noi spre Dumnezeu. Și noi avem nevoie de o odihnă fizică, fără discuție. Pentru că Biblia spune 6 zile să lucrezi și una să te odihnești. A șaptea să te odihnești. Despre aceste detalii vom discuta în emisiunea următoare. Deci noi avem nevoie și de o odihnă fizică. Pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu care a așezat-o în ziua a șaptea. Corect. E nevoie de o odihnă fizică, adică pur și simplu să-ți întrerupi activitățile tale cotidiene pentru ca să experimentezi, să trăiești binecuvântarea pe care Dumnezeu a așezat-o în această zi, atât fizică cât și spirituală. Dacă îmi dați voie să rezum puțin altfel. Vă rog. Este normal dacă te concentrezi asupra închinării,
să lași la o parte orice altceva, pentru că aceasta este, din punct de vedere spiritual, închinarea este o formă, este forma cea mai înaltă de predare în mâna lui Dumnezeu. Ori asta înseamnă cercetare de sine, înseamnă orientarea spre persoana divină care este iubitoare. Iar atunci odihna, a îndepărta orice alt tip de activitate, este natural, este normal. Când omul înțelege că ziua aceasta este păstrată exclusiv, pentru că e ziua Domnului, este păstrată pentru Dumnezeu, el nu se mai preocupă de altceva, de lucruri, de afaceri, de a câștiga pentru sine, de a alerga pentru sine, a se stresa pentru sine. Se orientează și atunci el se odihnește de toate celelalte. El nu vrea să accepte, să interfereze în ziua aceasta altceva. De aceea odihna din această zi include neapărat odihna fizică. Nu poate fi concepută altfel. Acum, ori te duci la biserică, ori te duci la lucru, din două una, sau la câmp, sau la un meci de fotbal, sau stai la televizor acasă. Nu poți să le asociezi pe ambele. Nu poți să te și închinarea se extinde până la urmă în toate ariile vieții. Da, și e vorba de o zi, pusă deoparte. Adică, ok, da. Te poți închina și în timp ce dormi, până la urmă, într-un sens larg, și în timp ce muncești, în timp ce cânti și așa mai departe, așa este. La școală și înveți. Dar închinarea în forma ei cea mai înaltă este atunci când te prezinți înaintea lui Dumnezeu fizic și spiritual. Așa este. Când te-ai deconectat de toate celelalte activități și toată ființa ta, tot cugetul tău, tot trupul tău, toată capacitatea ta se racordează, se mulează pe Dumnezeu. Iar câștigul este pe măsură. Corect. Predând totul, concentrându-te cu totul, câștigul, eficiența închinării este extraordinar și câștigul este numai de partea omului. Este de partea persoanei că Dumnezeu până la urmă nu are nevoie de închinarea mea. Dar eu am nevoie de închinare față de Dumnezeu. Iar câștigul este imens. E o păcăleală. Mă pot închina și în timp ce învăț ce mi se predă lecția la școală. Mă pot închina pentru că, da, sunt legat de Dumnezeu. Dar și lecția trebuie să o învăț. Și cu ochii și cu urechile trebuie să fiu și la profesor. Pot să mă închin în timp ce muncesc, am grijă la strung, da, mă pot ruga, pot cânta, dar în același timp trebuie să-mi iasă lucrul acela, dacă m-am apucat să fac un stâlp. Trebuie să fii atent deci acolo. Trebuie să fiu atent și acolo. Și bineînțeles că este o anumită eficiență a închinării în cadrul acesta. Dar atunci când sunt lipsit de orice tip de stres și mă concentrez asupra persoanei divine, ca unul care am înțeles că e o zi păstrată special pentru mine și pentru Dumnezeu. Lucrul acesta este extraordinar. Și de aceea vine binecuvântarea care înseamnă viață edenică. Practic, a primi binecuvântarea sabatului înseamnă să reintri în Eden. Să reintri în acea odihnă și atmosferă. Și atmosferă fără păcat în care Dumnezeu este în fața ta. Vă dați seama cum a fost Adam cu Dumnezeu. Dumnezeu este acolo în rai. Fizic. Este o prezență nemijlocită. Ori aceasta înseamnă sabatul. Tu să încerci să revii prin puterea lui Dumnezeu în timpul acela în care Dumnezeu este atât de aproape, este atât de palpabil, încât binecuvântarea prezenței lui să fie simțită pentru toată viața. Dragi telespectatori, discutăm în seara aceasta despre ziua de odihnă pe care Dumnezeu a binecuvântat-o și în care El s-a odihnit. Ziua a șaptea, așa cum spune în Sfânta Scriptură, Geneza, capitolul 2, în ziua a șaptea Dumnezeu s-a odihnit și a binecuvântat această zi. Este o ocazie în care te poți prezenta înaintea lui Dumnezeu spiritual vorbind, să te reîncarci cu El. Ce frumos am auzit! Să reintri în atmosfera edenică, acolo unde Adam n-avea grijă a facturilor, a salariului care nu ajunge de pe o lună pe alta, acolo unde Adam n-avea probleme medicale, unde nu s-a certat cu soția și cu copiii, n-avea o tensiune între ei și așa mai departe. Este o formă de binecuvântare pe care Dumnezeu vrea să o așeze în viața noastră a tuturora. De aceea vă încurajez să vă luați
timp săptămânal, în ziua șaptea, odihniți-vă înaintea lui Dumnezeu, pentru că ziua aceasta este ziua Lui. Și o să detailăm acest concept ceva mai încolo, în emisiunea următoare și mai profund. Domnule pastor, în timp ce vorbeați adineaori, mă gândeam la un aspect. Noi trăim într-o lume nebună, într-o lume extraordinar de rapidă, solicitantă, n-ai timp pentru nimic, n-ai timp nici să îți faci serviciile personale și să te îngrijești de tine și mai departe. Binecuvântarea zilei a șaptea nu cumva se restrânge și asupra familiei, în care Dumnezeu îți oferă 1 din 7, da? Acest rit 6+1, deci a șaptea parte dintr-o săptămână, tu nu mai trebuie să alergi la școală, la servici, la toate celelalte, ci să-ți iei timp să te duci în familie, să-ți iei copiii în brațe, soția, nevasta, să stai de vorbă cu ei, să vezi ce se întâmplă în mintea copilului. Pentru că noi suntem expuși în primejdea de a nu mai avea legătură cu copiii noștri, să-i pierdem sub nasul nostru. Să stai cu el, să cânți cu el, să te bucuri de prezența lui și să-i fii părinte, el să se umple cu prezența ta. Nu cumva e o binecuvântare specială și aici? Cu siguranță că este și mă bucur că ați subliniat acest aspect deosebit. Prima zi a șaptea din cele pe care... Cea pe istoria care lumii. Din istoria lumii, prima zi a șaptea a fost trăită în familie. A fost Adam și Eva în prezența tatălui lor. Să spunem la nivelul acesta, îmi cer scuze că intervin, că a fost familia în sensul plin al cuvântului. Pentru că familia în sensul plin al cuvântului nu reprezintă doar tata, mama, copii. E împreună cu tata. E împreună cu tatăl cel de sus. Și în sensul acesta, dragi telespectatori, noi suntem orfani aici pe pământul acesta, pentru că tatăl nostru este sus. Deocamdată nu ne este accesibil vizual, fizic, doar spiritual, dar prin credință nu îl putem accesa. Aici suntem trecători și pământești și așteptăm ziua reunirii în care Edenul revine pe pământ și o să fim în prezența lui Tata. Abia aștept. Aș putea vorbi aici de două tipuri de fericire. Fericirea din familie și fericirea superioară din familie, unde Dumnezeu este apreciat ca ceea ce este. Singurul vrednic de închinarea noastră, Tatăl nostru, Cel de la care primim viață, Cel care ne asigură chiar binele acesta pământesc și omenesc. Din acest punct de vedere, fericirea nu poate fi gustată de un cuplu în afara închinării de ziua șaptea. Lipsește ceva. Dacă sunteți fericiți la un anumit nivel, e foarte bine. Dumnezeu să fie lăudat. Dar fericirea pe care o aduce închinarea împreună, tata, mama, copiii, în ziua aceasta în care Dumnezeu a pus ceva, ceea ce înseamnă viață veșnică, valori. De fapt, ce înseamnă această viață? Se transmit valori. Închinarea din această zi în familie este cea care aduce un plus sau plinătatea fericirii, așa cum nu mai poate fi concepută. Nu mai există ceva mai sus decât asta. Dar fără ea ceva va lipsi. Ceva va lipsi. Și va mai fi încă căutare, va mai fi încă frământare. E un gol care nu poate fi înlocuit de nimic. De aceea, în familii fericite, se întâmplă o frământare, o căutare, se întâmplă un gol. Tata simte când e singur, mama simte când e singură, copilul simte că ceva lipsește. Și toți experimentează într-un anumit fel un dram de nefericire și recunosc în sinea lor căci nu e împlinirea aceea pe care ființa umană, după care tinde și tânjește ființa umană. Ori, Dumnezeu a dat această zi ca și această nevoie a omului superioară față de fericirea pământească sau fericirea care vine dintr-o relație bună de familie și fericirea aceasta să fie atinsă și să împlinească nevoia omului. M-aș mai opri încă puțin la cuvântul binecuvântare. Mă rog. Doar în dreptul zilei a șaptea,
se spune Dumnezeu a binecuvântat. Până aici, tot ce a făcut Dumnezeu a fost foarte bun. Și după fiecare zi găsim că a fost foarte bun ceea ce s-a făcut. În legătură cu ziua a șaptea, se spune Dumnezeu a binecuvântat-o, adică față de cealaltă zile a pus ceva în timpul acesta. E ca și cum ai avea un pahar sau șapte pahare, iar în al șaptelea, al șaptelea este plin. Șase pahare cu apă, al șaptelea cu must. E sau cu altceva. E cu altceva. E ceva dulce, e ceva adăugat acolo. E ceva special pus în această zi. Sau o altă comparație, să ai paharele goale, iar celălalt este plin. E pus ceva acolo și știm că ce pune Dumnezeu rămâne. E de plin și rămâne. Și rămâne pentru veșnicie. Încă o dată revin. De ce e importantă această zi? Sau de ce a socotit Dumnezeu că trebuie să fie a șaptea? Se putea opri la șase, că a făcut tot ce trebuia. Nu? Dar el spune, nu, creația nu mi este de plină. Până când nu vine această zi cu odihna, pentru că omul e o ființă superioară, spirituală, și are nevoie de această dimensiune spirituală prelungită în timp de-a lungul veșnicilor. Cât va trăi el, cât va exista el, imaginați-vă, vă rog frumos, dacă n-ar fi fost căderea în păcat, ziua șapte ar fi rămas punct de reper pentru spiritualitate. Pentru că asta înseamnă închinare în mod specific. Așa este. Față de Dumnezeu. Ori, tocmai aici este sublinierea. Omul este o ființă spirituală, o ființă care se închină, o ființă creată, care recunoaște cine este Dumnezeul Creator. De aceea, această zi vine cu un plus, cu ceva deosebit. Și iată ce înseamnă acest plus. Odihnește-te. Stai liniștit. Este ceea ce place omului. Omul are în sine ceva ce îl cheamă la comoditate, ceva ce îl cheamă la relaxare. Ori asta îi place omului și Dumnezeu îi spune, uite, astăzi vei primi ceea ce îți place ție cel mai mult, dar dincolo de asta vei primi darul ca eu să fiu prezent într-un mod special în ziua aceasta împreună cu tine. Așadar, dragi telespectatori, în ziua a șaptea Dumnezeu a pus ceva ce în celelalte zile nu este. O binecuvântare specială pe care vă invit să rămâneți alături de noi în seara aceasta și în emisiunile următoare ca să o identificăm împreună din Sfânta Scriptură. Este ceva cu totul special. Este darul lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Și ar fi păcat să ratăm această descoperire, acest dar și să nu trăim cu el, să nu beneficiem de el, să nu ne umple viața cu prezența lui, care este un dar ce izvorăște din însăși ființa lui Dumnezeu. Șase sunt la fel, dar a șaptea este specială. Acest ritm 6 plus 1 este stabilit de Dumnezeu la creație, este irreversibil, irepetabil, nu-l poți modifica, rămâne pentru veșnicie, cel puțin aici cât în existența noastră. Dincolo de existența noastră, vom vedea forma pe care o va îmbrăca, dar până atunci, noi cei care suntem aici pe pământ și ne trăim traiul acesta sub cer, în felul în care a lăsat Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, ne bucurăm de acest rit 6 plus 1 și în a șaptea, sau în ziua a șaptea, Dumnezeu a așezat binecuvântarea prezenței sale, timp și loc unde te întâlnești cu Creatorul tău, stai în prezența Lui din punct de vedere spiritual, prin credință, te umpli cu El, îți reîncarci viața și apoi te poți manifesta după voia Lui. Timpul este necruțător cu noi și în seara aceasta trebuie să o luăm încă o dată pentru ultima oară în emisiunea aceasta, o scurtă pauză după care venim, rămâneți alături de noi. Pentru ultima oară suntem din nou în direct în seara aceasta, alături de dumneavoastră, dragi telespectatori, Someș TV, Secretele Sănătății. Puteți să adresați o întrebare invitatului meu, dacă simțiți nevoia aceasta. Discutăm despre ziua a șaptea, intrăm în detalii de la pauză la pauză, de la emisiune la emisiune. Pentru minutele care ne-au mai rămas în seara aceasta, vreo aproape 20 de minute, suntem la capitolul 2 din Cartea Genesa, prima carte a Bibliei, versetul 3. Am discutat despre faptul că Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea, după aceea am văzut că Dumnezeu a binecuvântat această zi.
Și acum este rândul să trecem la următorul aspect și anume, Dumnezeu a sfințit ziua a șaptea. Domnule pastor, parcă e o gradație așa, niște trepte, există niveluri de profunzime, Dumnezeu s-a odihnit, a binecuvântat și a sfințit-o. Ceva îmi spune instinctual că aici avem din ce în ce mai profund. Intrăm în profunzimea zilei a șaptea și în profunzimea lui Dumnezeu personal. Pentru că Dumnezeu nu s-a mulțumit cu puțin. Pare că El a așezat totul aici. Putea să spună, bine, m-am odihnit, să vă odihniți și voi și cu asta, la revedere, ne mai vedem noi bine. Sau, bine, atunci hai să punem și un pic de binecuvântare ca să... Nu. E ca gospodina care pune toate condimentele în supă, nu doar sare. Pune și ce mai trebuie acolo ca să fie desăvârșită. Și familia spune... Foarte bun. Și probabil că ceea ce pune la sfârșit are în vedere totul și dă gustul acela unic și extraordinar. Care este irepetabil și care este al familiei și așa. Dumnezeu a sfințit. Și eu simt că intră în profunzime aici. Ce înseamnă? De ce a pus Dumnezeu sfințirea? Ce înseamnă Dumnezeu a sfințit ziua șaptea? Și așa mai departe, vă rog. Aș vrea să încep cu o diferență între a binecuvânta și a sfinți. Vă rog. Ca să se înțeleagă... Trebuie să fie o diferență. Dacă binecuvântarea înseamnă, după cum este și termenul, a spune de bine. Și știm că cuvântul lui Dumnezeu are putere. Dumnezeu a rostit și a fost lumină. Dumnezeu a rostit și s-a separat celor de pământ. Dumnezeu a rostit și a apărut din pământ... plantele și toate plantele. Se pare că atunci când e vorba de a sfinți... Dumnezeu face ceva, pentru că sfințirea în toată Scriptura nu are legătură doar cu a spune, ci atunci când se sfințește ceva, este un act. Se întâmplă ceva. Dumnezeu face ceva. Dumnezeu face ceva, acționează. Parcă îl vezi cu mâna întinsă sau parcă îl vezi cu cădelnița, nu după modelul bisericilor celor mai tradiționale, sau după modelul unor alte biserici, parcă îl vezi cu mâinile întinse. Pune mâinile în timp sau peste timp, el fiind deasupra timpului, el fiind stăpânitorul timpului, și inventatorul creatorul. Și tatăl timpului în același creatorul timp. Timpului. Parcă îl ia în mână și ceva face cu el. Și ce anume face? Dar încă o dată să subliniez diferența. Dacă a binecuvânta înseamnă că Dumnezeu investește cuvântul și prin cuvântul său ziua aceasta are dimensiunile vieții, vieții veșnice, vieții spirituale, poartă în sine marca aceasta a Creatorului, singurul care poate da viață și singurul care poate binecuvânta cu viață, în cadrul sfințirii este mai mult. Ce s-a întâmplat în ziua șasea? Dumnezeu în creație nu doar a spus și s-a făcut. În creație Dumnezeu a și întins mâna și a făcut. Priviți în ziua șasea, Dumnezeu face omul. Se spune Dumnezeu a luat pământ, a luat țărână, sol și a început să-l modeleze. Ce frumos! Ziua a șaptea, pe lângă binecuvântarea cuvântului, ceea ce a făcut Dumnezeu în primele zile, a rostit, are legătură și cu ceva ce Dumnezeu face. Și iată ce înseamnă cuvântul sfințit, ca să punem și punctul pe ei. Vă rog. Sfințit înseamnă a pune deoparte, a separa, a face cu totul și cu totul deosebit ceva. Și vreau să dau un exemplu. Din semințiile lui Israel, seminția lui Levi a fost sfințită. Și iată ce spune Dumnezeu. Să-mi iei pe fiii lui Levi și să-i pui deoparte, să-i separi, ca să-mi fie cu totul și cu totul deosebiți. Ei trebuie să-mi slujească mie, ei îmi sunt închinați mie. Știți când i-am sfințit? Zice Dumnezeu. Sau când i-am separat? Dumnezeu i-a separat într-un anumit fel. Atunci când i-am omorât pe primii născuți ai Egiptului, oamenii neascultători au fost pedepsiți. În plaga 10-a. În plaga 10-a, atunci mi-am pus deoparte
pe orice întâi născut al lui Israel și în mod special pe Levi, pe copiii lui Levi. I-am separat printr-o acțiune. Și ei au fost separați pentru o acțiune, pentru o slujbă, slujba preoțească, exact, pentru că ei au fost exact, cei care lucrau la altar. Din semințiile lui Israel, această seminție a fost pusă deoparte să se ocupe în mod special cu lucrurile sfinte. Templul și slujbele, ritualurile, exact, jertfele și așa mai departe. Exact. Templul, nu? Mai întâi, templul sau locul de închinare special pentru Dumnezeu a fost un cort. Dar Dumnezeu a sfințit cortul acela separându-l de toate celelalte corturi din Israel și a spus, aici va fi numele meu. Nu că Dumnezeu n-ar fi fost și în celelalte corturi, nu că Dumnezeu n-ar fi fost și în familiile israeliților. Dumnezeu era în toate acestea, în fiecare cort al lor, dar Dumnezeu a pus deoparte și a separat și a spus, în legătură cu templul, să vă purtați așa. Nu puteți merge oricând la templu. Și oricum. Nu puteți merge orice necurați la templu. Nu puteți merge. Și a fixat niște reguli în ce privește raportarea oamenilor față de locul sfânt. La fel a fixat niște reguli față de Levi. A spus, nu-l pune pe Levi la alte munci. Numai la asta. El asta să facă, cu asta se ocupă. Și iată care sunt regulile. Și le găsim în Levitic, toate regulile. Nici alți oameni n-aveau dreptul să facă ceea ce făceau leviții. Exact. Și apropo de cort, scrie acolo în scriptură că rânduiele erau atât de stricte încât, de exemplu, iudeii în pustie călătoreau din loc în loc, da? 38 de ani au fost în pustie. Când transportau cortul acela, exista un procedeu bine stabilit cum să-l demonteze, cine se ducă curtare unelte, cine se ducă alte unelte, cine se ducă vasele, cine se ducă lemnele, cine se ducă pânzele și așa mai departe, nu oricine și nu oricum. Iar cel mai elocvent exemplu vis-a-vis de acest aspect e unul negativ, dar se include aici, este pe vremea lui David când au transportat chivotul legământului și Uza s-a atins de chivot în mod necuvincios, împotriva voinței lui Dumnezeu și el a fost pedepsit pe loc. Pe loc. Iată cât de strict și cât de serios ia Dumnezeu lucrurile vis-a-vis de sfințire și de sfințirea templului, a cortului și a oamenilor pe care ei i-a pus deoparte pentru această slujire. Acum, în toată Biblia, dacă se studiază ideea aceasta de sfânt, vom vedea că Dumnezeu a separat, făcând ceva, o anumită acțiune, o anumită acțiune publică, nu ascunsă, o acțiune prin care oamenii să-și dea seama că ceea ce este acolo, ceea ce a fost separat, are niște caracteristici speciale și, atenție, trebuie respectat. Deci ceea ce Dumnezeu a sfințit trebuie respectat. Nu te poți apropia oricum, trebuie să întrebi de 10 ori, de 50 de ori, cum este cu partea asta? Și aș vrea să vă spun, să vă atrag atenție aici la un lucru extraordinar. Dumnezeu a luat un timp, 24 de ore, respectiv ziua șaptea, și a spus, asta mi este separată. De aceea orice om care intră în timpul acesta, orice om care se naște, copilul lui Adam, da? Copilul lui Adam, vine ziua șaptea, explica tată. De ce tati în ziua asta e cu totul și cu totul deosebit față de celelalte zile? Și atunci Adam începe să-i spună, uite, aici e ceva deosebit. Asta trebuie să respectăm, asta trebuie să facem. Când Dumnezeu spune că a sfințit ziua aceea, asta înseamnă că a acționat și a separat-o. A scos-o din cadrul acela, să-i zicem, deși este în cadrul celor șapte zile, a scos-o și a făcut-o deosebită. Ca o formulă de final, cu care aș vrea să închei, că am văzut că aveți întrebări, aș spune așa, ziua șaptea este coroana zilelor, este regina zilelor. Revenim. Nu este o zi ca toate celelalte, nu? Că și o regină este o
fată, femeie. O femeie, ca toate celelalte. Dar e regina. Dar este, are coroană. Este cu totul și cu totul specială. Este pusă deoparte. Există aspecte comune și există aspecte diferențiate. Despre asta discutăm ceva mai încolo, însă vreau să vă mai întreb o chestiune pe care am abordat-o tangențial și vreau să o aprofundăm puțin. Dumnezeu a sfințit templu, cortul, și Dumnezeu a sfințit oamenii, leviții care slujeau acolo, da? Acum, ce înseamnă faptul că Dumnezeu a sfințit locuri și oameni? Oamenii aceia și lucrurile acelea au fost sfințite prin sine însuși sau prezența lui Dumnezeu i-a sfințit, le-a sfințit? Pentru că aș vrea să vă duc cu gândul la un exemplu din Vechiul Testament, foarte bine cunoscut, dar pe care nu pot să-l evit. Când Moise se prezintă înainte lui Dumnezeu în fața rugului aprins, Dumnezeu îi spune, ai grijă că locul pe care calci este un loc sfânt. A, și trebuie să te porți într-un anumit fel. De ce era sfânt? Descalță-te. Deci trebuie să te porți într-un exact. Anumit loc în locul sfânt. Pentru că, într-un anumit fel. Sfânt nu era rugul acela, că au mai trecut pe acolo mulți beduini și păstori și oameni și turiști, etc. Și niciodată nu a mai vorbit Dumnezeu în felul ăla, niciunul nu s-a mai descuțat și nu s-a auzit niciun glas. De ce a fost sfânt locul ăla? Pentru că Dumnezeu a sfințit doar pur și simplu sau pentru că El a fost prezent? Aici vreau să scoatem ceva. Aș vrea să vorbesc, mulțumesc pentru întrebare și o voi pune în cadrul celor 7 zile. E vorba în mod special de ziua 7-a. Dumnezeu a promis, prin propria sa odihnă, a promis odihnă pentru ziua aceasta. Dumnezeu a promis viață în ziua aceasta. Dumnezeu se oferă pe sine în timpul acesta, în mod cu totul special. Deci, în mod oficial, Dumnezeu a declarat ziua aceasta ca o zi a vieții, ca o zi a binecuvântării, a odihnei spirituale în forma ei cea mai înaltă. Dumnezeu a promis lucrurile acestea. Dumnezeu s-a promis pe sine în această zi. De aceea ziua aceasta este sfântă. Practic, ar suna cam așa. Dumnezeu ne-a dat întâlnire la fiecare 7 zile. O întâlnire specială cu invitație scrisă, nu? Că e aici. Cu invitație care așteaptă răspuns și spune să vii pregătit. Ziua aceasta este o zi în care să vii, să stai în fața maiestății cerului. Și aș da un foarte scurt exemplu. Dacă te-ai duce sau dacă te-ar invita primul ministru, președintele, împăratul, președintele țării, președintele Americii, nu? Cel mai puternic om din lumea aceasta, te-ai duce pe terenul lui, te-ai duce la Parlament, te-ai duce la Casa Albă, nu? Te-ai duce pe terenul lui într-un anumit fel. Și respecti locul și respecti omul, respecti persoana. Ori aici Dumnezeu spune, eu am făcut toate astea, eu te aștept, e vorba de terenul meu, e ziua mea și te aștept. Să vii la întâlnire. Aș vrea să vă spun la ce mă gândesc acum, pentru că am sesizat o nuanță foarte interesantă pe care vreau să vă împărtășesc și să-mi spuneți dacă am sesizat bine. În timp ce, dacă vrei să mergi la un loc sfânt, trebuie să te deplasezi tu. Eu cred că sunt locuri sfinte în lumea asta. Eu cred că Dumnezeu este prezent în foarte multe locuri și El sfințește locul. De asemenea, eu cred că sunt oameni sfinți. Pentru că Dumnezeu este prezent în viața foarte multor oameni și îi sfințește. Da? E o discuție lungă vis-a-vis de unde sunt oameni, cine sunt oamenii sfinți și care sunt locurile sfinte. Chiar sunt sfinte toate lucrurile care sunt numite de oameni sfinte sau nu? Asta e o discuție care nu încape în emisiunea aceasta. Dar nu, ar fi o pâine de mâncat eu aici. Eu aș vrea să rezum foarte scurt. Ce Dumnezeu sfințește este sfânt. Corect. Și ce Dumnezeu sfințește declară în mod oficial și trebuie să găsești în Scriptură treaba. Bun, ce spune Dumnezeu e limpede, dar ce spun oamenii acolo e discutabil. Pentru că oamenii spun și locul ăsta e sfânt și locul ăla e sfânt și oasele astea sfinte și morții aia sfânt și mormintele aia și cimitirile acelea și clădirile și zonele acestea, etc. Despre care eu nu am convingerea fermă și n-am niciun suport biblic că într-adevăr ele sunt cu adevărat sfinte, dar asta este o altă discuție. Deci, la locul sfânt te deplasezi tu, la omul sfânt te duci tu, pentru că merge Mahomet la muntă și nu muntă la Mahomet. În timp ce timpul sfânt, ziua a șaptea, cele 24 de ore, pentru că fiecare zi are 24 de ore, e altceva. Vine. El vine. Vine.
timpul este sfințit, nu un loc, nu un om, el este în afara autorității mele și a razei mele de acțiune, da? Timpul este dincolo de resursele noastre și de capacitate. El vine, el trece invariabil, nu-l poți nici grăbi, nici încetini. Dacă ești liniștit, el trece în același fel dacă te stresezi, dormi sau... Când se termină ziua a șasea, vine ziua a șaptea. Cât îți place, când îți place, Dumnezeu se așează pe sine însuși în acest timp și se prezintă în viața ta. Și dacă tu ești în România, te prinde aici. Dacă ești în Africa, te prinde acolo. Dacă ești în partea cealaltă a globului, El vine. Aceasta, nu te poți sustrage. Dumnezeu nu degeaba este Dumnezeu. El este stăpânul timpului. Și să nu uităm un lucru. Primul lucru pe care l-a sfințit, nu, sau prima sfințire pe care a realizat-o Dumnezeu a fost asupra timpului, arătând că El este stăpânul. Și El a spus următorul lucru. A șaptea îmi este sfântă, arătând că El este împăratul, El este Domnul, El este Cel ce sfințește. Și oricine îl recunoaște pe El ca și stăpân al timpului, inclusiv deci al vieții Lui, îl întâmpină în timpul acesta, pentru că într-adevăr Dumnezeu se oferă în acest timp, îl întâmpină pe Dumnezeu după cum Dumnezeu vrea, după cum Dumnezeu așteaptă. Și prin asta se arată relația între mine și El. Între eu care sunt creat și El care este creatorul. Mulțumesc mult pentru prezența în studio. Timpul nostru s-a încheiat aici și vă mai aștept și cu altă ocazie. Dragi telespectatori, timpul sfânt este cel care ne întâmpină. Dumnezeu este cel care ne întâmpină, El personal, în timpul sfânt, care este ziua a șaptea. Iar acest lucru ne învață caracterul universal al acestei zile, care nu se schimbă, nu se modifică, este valabil pentru toți oamenii, în toate zonele ale globului, pentru că vineri seara apune soarele și în România, și în America, și în Africa, și în Australia, și în Groenlanda, și peste tot, și sâmbătă seara de asemenea apune soarele, duminică dimineața răsare soarele peste tot în lumea aceasta la interval de 24 de ore. De aceea, ziua șaptea și sfințenia pe care Dumnezeu a așezat-o în această zi este universală. Punem punct emisiunii din seara aceasta aici, nu însă de a vă trăda câte ceva din emisiunea următoare. În ocazia următoare punem o întrebare esențială. Care este ziua a șaptea? Am discutat despre ea, am văzut că Biblia o scoate în evidență în mod deosebit, s-a odihnit, a binecuvântat-o, a sfințit ziua a șaptea. Care este ziua a șaptea? Până atunci și până data viitoare, noi ne luăm la revedere de la dumneavoastră și vă mulțumim că ați fost alături de noi, în speranța că ați avut parte de multă binecuvântare. Ne despărțim, vă las în compania doamnei farmaciste Elena Pop. Eu sunt Demeter Daniel și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, nu uitați, sănătatea este mai mult decât lipsa bolii. E o stare de spirit. Pe curând!